Aș vrea să ne uităm la câteva învățături din Sfânta Scriptură despre mulțumire. N-am citit un pasaj anume, pentru că sunt mai multe versete prin care voi trece în această seară și ne vom uita la fiecare dintre ele în parte. Sunt două tipuri de mulțumiri, cel puțin așa înțeleg eu Scriptura. Este mulțumirea care vine dintr-o inimă care nu îl consideră pe Dumnezeu ca Dumnezeu. Și în Romani Apostolul Pavel vorbește despre acel tip de inimă și ne spune că măcar că au văzut toate aceste semne, prezența lui Dumnezeu în creație, nu i-au mulțumit și inima lor s-a umplut de întuneric, s-a umplut de deșertăciune. Este reacția omului fără Dumnezeu care mulțumește și el. Pe de altă parte, este omul care pentru aceleași lucruri, pentru familie, pentru hrană, pentru haine, pentru sănătate, îi mulțumește lui Dumnezeu. De aceea am întrebat în această seară, prin cine mulțumim? Prin noi înșine sau mulțumim prin Domnul? Sunt câteva realități pe care le-am mai descris, aceia dintre dumneavoastră care le-ați văzut, vă cer puțină răbdare, acelora care nu le-au văzut, încercăm să le deschidem ochii în această seară. Este un index al fericirii, făcut în 2022, în care în Uniunea Europeană, acestea sunt țările cele mai fericite sau mai mulțumitoare. România este pe locul 18 la capitolul fericire și mulțumire. Deși, când românii sunt întrebați dacă sunt mulțumiți cu situația actuală a lucrurilor, adică direcția în care merge economia, politica, viața în general, peste 75% spun nu, nu sunt mulțumit. Dacă ne uităm la această listă, evident că Uniunea Europeană are mai multe țări decât doar 18, o să vă dați seama că românii sunt mai mulțumitori decât alte țări mult mai avansate decât noi. Franța, Italia, nu mai vorbim de vecinii noștri. Unde suntem ca oameni? Este întrebarea pe care mi-o pun în această seară. Și nu doar ca români, dar ca credincioși în Hristos. De pildă, spune cuvântul lui Dumnezeu următorul lucru despre Edom. Nu trebuiai să te uiți, și observați cuvântul cheie, mulțumit la ziua fratelui tău în ziua nenorocirii lui. Nu trebuiai să te bucuri de copiii lui Iuda în ziua pieririi lor și nu trebuiai să vorbești cu semiție în ziua strâmtorării. Și apoi Obadia se uită la acest popor care a venit din Esau și care într-un fel era înrudit cu poporul Israel. Cum ai făcut? Adică faptul că te-ai uitat cu mulțumire la răul celorlalți, așa ți se va face. Cum mulțumește omul care mulțumește în sine, în inima lui? Este deseori o mulțumire din răzbunare. Vi s-a întâmplat vreodată să auziți despre o veste cu privire la o persoană rea, poate un popor care a atacat un alt popor, poate un om pe care îl cunoșteați și despre care știați că a făcut lucruri oribile și că a dat necazul peste el și în momentul acela te încearcă un sentiment de bucurie. Ar trebui să ne bucurăm și ar trebui să fim mulțumitori pentru suferința altora, chiar a celor care merită? E întrebarea pe care o punem în această seară. Este mulțumirea în inima noastră una pur omenească, care se bucură uneori de suferința unora sau altora? Ne spune de asemenea Domnul Iisus Hristos că doi oameni s-au suit la templul să se roage, unul era fariseu și altul vameș. Fariseul stătea în picioare și a început să se roage în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, prea curvari și pe ultimul loc, chiar ca vameșul acesta. Observați că și fariseul are un sentiment de mulțumire în inima lui. Este un exemplu când un om mulțumește din mândrie. În primul caz este mulțumitor că suferă alții
și un duh de răzbunare. În al doilea caz, este mulțumitor din acest sentiment de mândrie, se compară și trăim într-o vreme a comparației, mai ales cu ajutorul rețelelor de socializare. Ne uităm atât de mult și uneori există acest risc. Observați, fariseul este unul dintre cei mai neprihăniți oameni din punct de vedere moral pe care Domnul Iisus Hristos îl dă exemplu. E atât de neprihănit încât este deasupra tuturor. Mă întreb pe mine și vă întreb pe dumneavoastră. Când îi suntem mulțumitori, nu lui Dumnezeu, ci inimii noastre, o facem uneori și dintr-un sentiment de mândrie? Ne comparăm cu ceilalți și adânc în inima noastră spunem, eu nu sunt ca el, eu nu sunt ca ei, noi ca biserică nu suntem ca ceilalți sau alte biserici nu sunt ca noi. Și ajungem să fim mulțumitori în inima noastră, ci doar în inima noastră. Un alt exemplu îl are în atenție pe Tertul. Tertul era un purtător de cuvânt al evreilor, care vine înaintea prealesului Felix, dregătorul roman, și încearcă să îl decredibilizeze pe apostolul Pavel, să-l înjosească, doar ar putea să obțină o condamnare. Și uitați-vă la modul în care vorbește Tertul. Prealesule Felix, tu ne faci să ne bucurăm de o pace mare. Și neamul acesta a căpătat îmbunătățiri sănătoase prin îngrijirile tale. Lucrul acesta îl mărturisim cu toată mulțumirea, în toată vremea și în tot locul. Tertul este un evreu. Evreii față de romani aveau resentimente adânci. De data aceasta Tertul spune, nu contează felul în care eu gândesc despre romani și despre Felix, vreau să îl măgulesc. Și ca să-l măgulesc, folosesc mulțumirea. Și observați care este calitatea mulțumirii. Este o calitate care persistă în toată vremea și este o calitate în tot locul. Este aproape un citat verbatim din ceea ce apostolul Pavel avea să spună mai târziu. Fiți mulțumitori întotdeauna, în orice vreme. Este acea mulțumire care vine dintr-o inimă pur omenească, neatinsă de Dumnezeu. Încerci să câștigi simpatia cuiva, să te pui bine cu altcineva și fără să-ți dai seama, sentimentele de mulțumire sunt în mare parte mincinoase sau poate doar o jumătate de adevăr. Este și acesta, frați și surori, un semn al unei mulțumiri care vine doar din inima unui om. În fine, spune apostolul Pavel în pasajul pe care l-am menționat, măcar că acești oameni l-au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, și apostolul Pavel vorbește aici de o inimă chiar nemulțumitoare. Observați că nemulțumirea are de-a face cu necunoașterea lui Dumnezeu. Și nu este vorba despre o necunoaștere intelectuală, este vorba de o necunoaștere personală, spirituală. Când un om nu-L cunoaște pe Dumnezeu, actul mulțumirii va fi întotdeauna către inima lui. De aceea, când ne uităm la aceste date, momentul cel mai penibil, spunea cineva, pentru unul care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, este când îl încearcă un sentiment de profundă gratitudine și nu are cui mulțumi. Să te încerce un sentiment de bucurie și să vrei să spui mulțumesc, să te oprești și să spui eu cui mulțumesc de fapt? Și să mulțumești inimii tale, acestor mâini care ele au realizat ce ai, nu vin de la Dumnezeu toate aceste daruri. De aceea, este foarte important să înțelegem consecințele. Pe unele le-am mai descris. Răbdare celor care le-ați mai auzit, cei care nu le-ați auzit. Este bine să înțelegem la ce ne expunem atunci când uităm să fim mulțumitori. Stări de stres, anxietate și depresie, migrene, probleme cardiovasculare și medicii ne spun că oamenii care nu sunt mulțumitori, adică care nu au o fericire în ei, se expun la rate mai ridicate de cancer. Ceea ce Biblia ne spune cu mii de ani în urmă, oamenii de știință descoperă astăzi și ne învață că a avea o inimă mulțumitoare este un lucru foarte, foarte bun.
Și totuși suntem nemulțumitori. Au fost întrebați un grup de tineri în anul 2012, faci lucrurile bune sau bine în viață? Și undeva la 20% dintre ei au spus, nu pot să fac nimic bine. Au fost întrebați dacă văd viața lor ca fiind ceva folositoare și 20% dintre ei au spus, viața mea nu este folositoare. Și au fost întrebați dacă sunt mulțumitori și se bucură de viața lor și 20% dintre ei au spus, nu, nu mă bucur de viața lor. Sondajul a fost făcut în 2012. 10 ani mai târziu, anul trecut, a fost repetat sondajul și numărul celor care au spus, nu fac nimic bine, viața mea nu este folositoare și nu mă bucur deloc de viața mea, s-a dublat, ba chiar mai mult. Noi, ca români, suntem în zona de 70-70%, atunci când ne uităm și spunem, nu merg lucrurile bine, nu sunt mulțumit, viața nu merge absolut deloc bine. Asta se întâmplă, frați și surori, copii dragi și tineri dragi, în momentul când ne uităm doar la inima noastră și în loc să mulțumim în Domnul, mulțumim în noi. Trec acum la partea finală și vreau să mă întreb împreună cu dumneavoastră ce se întâmplă însă când mulțumim în Domnul, nu în inima noastră. Orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl, bucurați-vă întotdeauna în Domnul. Mulțumirea în Domnul și mulțumirea prin Domnul. Pentru aceleași lucruri, pentru hrană, pentru haine, pentru relații, pentru biserică, putem să mulțumim în Domnul. Știți ce se întâmplă când mulțumim în Domnul? Când mulțumim în Domnul, lucrurile pentru care mulțumim le vedem prin Domnul și nu prin inima noastră. Când le vedem prin inima noastră, mulțumirea noastră oscilează. Când este în culmea fericirii, când este indiferentă, când alunecă într-un hău emoțional din care cu greu ieșim. Asta se întâmplă când mulțumim în noi. Când mulțumim în noi, suntem foarte, foarte schimbători. De ce? Pentru că mulțumim pentru lucruri trecătoare. Toate aceste roade, hainele noastre, sănătatea noastră, copiii noștri, biserica noastră, oricât de mari, frați și surori, ar fi aceste binecuvântări, sunt binecuvântări trecătoare. Ele vor trece, noi vom trece, ei vor trece, lucrurile acestea vor trece, toate sunt trecătoare. De aceea când mulțumim în inima noastră pentru aceste lucruri, suntem foarte, foarte schimbători, pentru că ele sunt schimbătoare. Când însă mulțumim în Domnul, ne uităm la El care este veșnic și nepieritor și totul se schimbă. De aceea Apostolul Pavel spune, când mulțumiți, când vă bucurați, nu vă bucurați în aceste lucruri, bucurați-vă în Domnul pentru aceste lucruri. E o diferență enormă. Și cum arată această mulțumire în Domnul? Spune psalmistul în Psalmul 26, îmi spăl mâinile în nevinovăție, și așa înconjor altarul Tău, Doamne, ca să izbucnesc în mulțumiri și să istorisesc toate minunile Tale, Doamne, eu iubesc locașul casei Tale și locul în care locuiește slava Ta. Când mulțumești în Domnul, o faci în momentul închinării. Observați expresia, izbucnesc în mulțumiri. Închinarea în Domnul este o închinare care persistă și care ne ține veșnic înaintea lui Dumnezeu, pentru că El este prezent în viața noastră. Continuă psalmistul în Psalmul 42 și spune, îmi aduc aminte și îmi vărs tot focul inimii în mine când mă gândesc cum mergeam înconjurat de mulțime și cum înaintam în fruntea ei spre casa lui Dumnezeu, în mijlocul strigătelor de bucurie și mulțumire ale unei mulțimi în sărbătoare.
este mulțumirea în sărbătoare. Îmi aduc aminte de viața mea până în momentul în care l-am cunoscut pe Domnul, aproximativ la vârsta de 21 de ani, relativ târziu. Au fost ani pe care i-am pierdut. Și mi-aduc aminte de unele pierderi, cum ar fi bucuria în sărbătoare. Pe vremea aceea, aceia dintre dumneavoastră care v-ați născut și ați crescut și ați trăit o bucată bună de vreme înainte de 1990, vă aduceți aminte de bucuriile românilor în acele vremuri? Vorbeam cu un frate alaltă ieri, fost fotbalist, și îmi spunea: frate Dan, când era un meci de fotbal la noi în localitate, sunt cuvintele lui, nu ale mele, nu mai dormeam cu câteva zile înainte. Și noi ne gândim și spunem: cum adică? Adică să-ți pierzi noaptea și să ai insomnii pentru că se apropie un meci de fotbal? Da, frate Dan, trăiam pentru acel meci de fotbal. Era punctul culminant din viața mea. Revelionul era punctul culminant din viața noastră. Sărbătoarea de Paște, nu în biserică, ci ceea ce făceam după ce înconjuram biserica și mergeam și petreceam. Și sunt câteva repere de sărbători pe care vi aduceți aminte. Aceia care nu-L cunoșteați pe Domnul înainte, erau viața noastră. Viața noastră se învârtea în jurul lor. Și creștea fericirea, se termina sărbătoarea și apoi cădeam într-o desnădejde și așteptam următoarea creștere, pentru că în sărbătoare ne găseam noi fericirea noastră, nu în Domnul prin sărbătoare. Psalmistul spune: strigă-te de bucurie ale unei mulțimi în sărbătoare în casa lui Dumnezeu. Sărbătorile noastre, când îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ele, au un impact asupra vieții noastre. Și lumea vede lucrul acesta. Apostolul Pavel spune în Corinteni, vă rog ascultați: mulțumesc Dumnezeului meu totdeauna cu privire la voi pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Iisus Hristos. Este mulțumirea în relații. Oamenii sunt mulțumitori pentru relații. Relațiile care se fac, apoi relațiile se desfac, și oamenii sunt din nou triști, alunecă în depresie, se leagă alte relații, se desfac din nou relațiile și viața lor este așa, ca un ciclu, când frumos, când urât, când fericire, când desnădejde. Apostolul Pavel, în momentul când mulțumește pentru relații, nu o face la nervi sau la bucurie, spune el: mulțumesc Dumnezeului meu în tot deauna. Când mulțumim în Dumnezeu, timpul nu este trecător, pentru că Dumnezeu nu este trecător. Dacă ne obișnuim cu acest adevăr, să mulțumim în Dumnezeu sau prin Dumnezeu pentru toate lucrurile, vom crește mereu până când vom vedea față în față și bucuria noastră va fi constantă. Când mulțumim în inimile noastre, chiar și pentru lucrurile bune, bucuria noastră va fi o bucurie pieritoare. Te bucuri de relațiile tale în această după masă, în această zi? Te bucuri de relațiile tale în tine sau te bucuri de relațiile tale în Domnul? Diferența este enormă. Prima bucurie este o bucurie poate intensă emoțională, dar schimbătoare. Și te va încerca un sentiment de dezamăgire mare când persoana pentru care îi mulțumești fie te va trăda, fie va pleca din lumea aceasta, fie va pleca de la tine pentru altcineva. Asta este mulțumirea pentru relații în lumea aceasta. Când mulțumești în Domnul, Domnul este prezent în relația mea și în relația ta. Și diferența este enormă. Solomon spune în cartea Proverbe: cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Mai bine puțin cu frică de Domnul decât o mare bogăție cu tulburare. Este vorba de mulțumirea pentru hrana de zi cu zi și observați care este condiția. Omul acesta are frică de Domnul și n-are mult, spune în al doilea rând Solomon, mai bine puțin. Omul acesta are o inimă mulțumită, ospățul lui este necurmat. Dar nu este necurmat în sensul cantitativ, este necurmat pentru că acolo e o frică de Dumnezeu și o bucățică de pâine. Vă aduceți aminte de ilustrația pe care a folosit-o fratele Doru cu fratele Marcu Nechifor? Când a decis
să-L slujească pe Dumnezeu și să intre în lucrare, a renunțat la slujba lui, care nu era plătită cu un salariu mare. Era plătită mizer, am putea să spunem, dar măcar era un mic salariu. Și spunea un frate, povestea, cu care s-a întâlnit Marcu Nichifor și au mers în subsolul unei clădiri să ia niște literatură, niște broșuri, și fratele Marcu a văzut pe un raft în acel depozit un colț de pâine uscat, uscat, uscat. S-a dus la el, l-a luat și a spus: Doamne, îți mulțumesc pentru pâinea cea de toate zile, și a început să mănânce acea uscăciune de pâine. Cel cu inima nemulțumită are un ospăț incredibil de mare. Bogăție, dar observați, este tulburare. Cel cu inima mulțumitoare în Domnul se poate bucura de un colț de pâine. Și spune apostolul Pavel: știu să trăiesc merit și știu să trăiesc în belșug. Noi cităm doar ultima parte a versetului: pot totul în Hristos care mă întărește. Observați care este condiția. Condiția este ce am pe masă sau ce nu am. Cuvântul foamete a fost o realitate prin care apostolul Pavel a trecut de nenumărate ori. Posturi adesea, suferințe, călătorii lungi și încercări, și apostolul Pavel păstrează această mulțumire pentru că o face în Domnul, o face în Hristos, și diferența este enormă. Ai un om cu un ospăț imens, a cărui inimă este tulburată, și ai un om care pentru un colț de pâine este incredibil de mulțumitor. Diferența o face mulțumirea în Domnul, și în sărăcie și în belșug. Și în final, este acea mulțumire pe care cei mai mulți dintre noi ne-am dori-o, dar care uneori ne îngrijorează, pentru că nu știm, de pildă, care vor fi ultimele noastre cuvinte înainte să plecăm din lumea aceasta. Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Sigur, este un text ritualic, face parte din sărbătorirea cinei Domnului, și am putea să spunem: frate Dan, evreii mulțumeau oricum când mâncau, nu e neapărat o dovadă de mulțumire. Probabil da, deși eu cred că în momentul când Domnul Iisus Hristos anticipează ce se va întâmpla, știe că frângerea e una foarte reală, știe că frângerea înseamnă piroane care trec prin încheieturile de la mâna lui. Repet lucrul pe care l-am afirmat cu altă ocazie. Vedem deseori imagini cu răstigniți care aveau mâinile, palmele pironite. Nu, frați și surori, romanii pironeau încheietura. E mult mai dureros și mâna rămâne stabilă dacă corpul trage în jos mâna. Și nu labele de la picioare erau pironite, gleznele erau pironite. E o diferență enormă în durere, e o diferență enormă în șocurile care trec prin corp, și Domnul Iisus știe acest lucru și totuși, de dragul meu, de dragul tău, de dragul ucenicilor, a luat pâinea și i-a mulțumit lui Dumnezeu înainte de moarte. Mi-aduc aminte de mărturia unui credincios corean care l-a primit pe Hristos după ce a trecut prin închisorile din Coreea de Nord. Când a fost arestat pentru prima oară, nu era credincios și a fost pus într-o celulă cu o familie. Nu mai rețin detaliile, dar erau copii, cel puțin copii în acea familie, soți și soție. Atât de tulburat era omul acesta încât auzise despre închisorile nord-coreene, dar acum fusese arestat și aruncat în închisoare și se gândea la ce este mai greu. Și în momentul în care se tulbura el cu aceste gânduri, s-a uitat la bărbat. Și bărbatul s-a uitat la el și i-a zâmbit. Omul s-a uitat intens, bărbatul i-a zâmbit și i-a spus: nu te îngrijora, Domnul este cu noi. S-a uitat la soția lui, care zâmbea și ea, s-a uitat la copiii care erau lângă mami și tati, erau liniștiți, toți erau liniștiți. Și spune omul acesta mai târziu: mi-au dat lacrimile, pentru că știam ce se întâmplă cu creștinii care ajung în închisorile comuniste. Nu știm ce s-a întâmplat cu acea familie. Cel mai probabil
dacă și-au păstrat credința, nu cred că avem vești foarte bune despre ei. Omul acesta însă l-a primit pe Hristos pentru că într-un moment de incredibilă împovărare și tensiune, cineva a știut să mulțumească și să fie mulțumitor înainte de moarte. Mulțumirea în Domnul pentru aceleași lucruri este una care continuă în timp și nu piere. Mulțumirea în inima mea, exact pentru aceleași lucruri, pentru aceleași persoane, te va ridica pe văi înalte, te va coborî în văi adânci și te va lăsa poate unul din numerele celor 75% dintre români. Nu sunt mulțumit cu viața aceasta. Ne cheamă Dumnezeu în această seară la o viață de mulțumire, nu în noi, ci în Domnul. Amin.